زبان من شرف آمد. Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. În videoclipul de astăzi, după cum prea bine deja ați observat din titlu, vom vorbi despre mica mea selecție de parfumuri de designer pentru vremea rece. Prefer să spun vreme rece, deoarece, din păcate, în ultimii ani noi nu prea mai avem cele patru anotimpuri clasice și chestia asta cu toamnă-iarnă e un nivel foarte mic de deosebire între aceste două anotimpuri. Dar nu mai stăm la discuții. Aceasta este prima parte cu și despre parfumuri de designer și bineînțeles că voi face și partea cu partea a doua, implicit selecția mea de parfumuri pentru vreme rece, categoria Middle Eastern sau arabești. Nu mai stăm la taclale și voi începe. Stați că nu aveam bloterele la îndemână. Am 10 parfumuri, la fiecare o să vă las pe undeva pe aici notele, ca să nu mai stăm la discuții, iar eu, ca de obicei, pe fiecare în parte le voi pufăi și vom discuta câte puțin despre ele. Voi începe cu un parfum de la casa Lalique și anume Lalique Le Parfum. Da? El vine așa, o sticluță foarte drăguță, dacă mă întrebați pe mine, și o sticluță care, din păcate, am achiziționat-o în varianta de 50 de mililitri. Dar când se va termina, cu siguranță, eu voi recumpăra acest parfum, deoarece este pur și simplu o capodoperă a domnului Ropion. Bun, avem o vanilie picant, delicioasă, cu migdale și heliotrop. Este o aromă ce pur și simplu pe mine personal mă nebunește. Este acea aromă ce mă face să o doresc, să o simt tot timpul pe mine sau în preajma mea. Aici avem o notă cu care eu, sinceră să fiu, nu prea m-am întâlnit în parfumuri, și anume nota de dafin. Ei bine, dafinul din acest parfum este fix nota care face, este fix nota căreia, datorită căreia, acest parfum are o aromă deosebită. Are o aromă ce nu o întâlnești oriunde, cum spun eu. Miroase deosebit, este un parfum confortabil, dar sofisticat totodată și elegant. Nu știu, pentru mine și pentru gusturile mele, aroma din Lalique Le Parfum este o aromă high-end. În ultimul timp, pe mine cel puțin, casele de designer m-au cam dezamăgit. Oricum, cam tot ce veți vedea sunt creații vechi, nu sunt fană a noilor creații. Dar dacă nu ați încercat Lalique Le Parfum până acum și sunteți cât de cât în pătrățica mea de preferințe și de arome, dați-i un nas. Dați-i un nas pentru că, nu știu, este acel parfum de vreme rece, acea vanilie frumoasă, condimentată. Dafinul acela este fix acel ceva, da? Cireașa de pe tort. Ok, trecem la următorul. Am spus că nu prea sunt fană noile apariții și de fapt acum vom vorbi despre o lansare nouă. Parfumul acesta este 2023, cum spun eu, și vorbim aici despre Star de la Maubusin. Dacă m-ar ajuta să vedeți sticluța, da? Deci sticluța pur și simplu e ceva din filme.
Foarte, foarte faină. Foarte faină. Și vorbim aici despre unde e atunci aici. Da, direct smochină. Deci direct smochină. Eu fac parte că discutam și cu Mihaela. Te pup dacă mă urmărești. De fapt, știu că mă urmărești. Eu fac parte din categoria celora ce resimt din start smochina în acest parfum. Este acea smochină frumoasă, delicioasă, pur și simplu la primul nas îmi lasă acea senzație de apă în gură, da? Dar smochina aceasta se combină cu o vanilie imediat după prima explozie, da? O vanilie dulce pudrată, deoarece în acest parfum există și o notă de heliotrop extrem de bine redată. Praline, boabetonca, e genul acela de parfum gustoșel, cum îi spun eu. Bombiță gurmandă, ușor sexy. Iar în uscare resimt ceva ce mă duce cu gândul la bezelele afumate din By the Fireplace. Nu pot spune neapărat că resimt și nota aceea de lemn din By the Fireplace, ci mai degrabă fix dulceața aceea ușor afumată. E genul de parfum, adică uitați cât am consumat din el. Este un parfum extrem de bun pentru prețul plătit. Eu l-am luat de pe site-ul celor de la Parfumo cu 108 lei pentru 100 de mililitri. Nu, pentru 90 de mililitri. Este un preț extrem, extrem de bun. Și performanțele acestui parfum mi-au depășit așteptările. Foarte, foarte ok. Foarte ok. Gurmand, gustoșel, delicios, plus acea tentă ușor afumată, acea dulceață ușor afumată. Următorul este un parfum, din nou, despre care eu nu prea știu ce aș mai putea adăuga, deoarece vorbim despre un parfum mega lăudat pe bună dreptate, și anume This is Her de la Zadig & Voltaire. Da, eu am varianta tester de pe site-ul celor de la Parfumo și am consumat până aici. Da? Sticluța având 100 de mililitri, chiar vorbeam cu Adriana, te pup și pe tine, că necesit backup la el. Eu oricum sunt la a treia sticlă, dacă nu mă înșel. Nu știu. E genul de parfum ce nu mi-aș dori să fie vreodată discontinuat. Vai de mine. E acel pufos, cremos, lactonic. Este oarecum curat, îmi lasă senzația aceea de curat, dar este gurmand. Nu vă gândiți la parfumurile acelea curate cu iz săpunos sau mega moscate. Este gurmand, dar în profunzime este extrem de sexy. E o chestie cu acest parfum. Din toată categoria mea de parfumuri de designer, mai am unul care intră în această categorie, face parte din cele mai complimentate parfumuri purtate de mine și cele mai complimentate de către partea masculină. De fapt, aici vreau să ajung. Nu știu dacă știți, dar e o chestie la bărbați, ca să mă exprim așa. Ei sunt atrași de tot ceea ce înseamnă miros dulce, gurmand, ceva vanilie, da? E o chestie. Am citit și eu, da? Nu mă luați în seamă. Pentru mine, This is Her este o variantă mai matură de Cloud de la Ariana Grande. Din nou, dacă nu gândim și dacă nu percepem la fel, nu dați cu hate. Eu așa îl percep. Precum o variantă mai matură a lui Cloud și o versiune mai modernă a Samsara de la Guerlain.
Este un lemn de santal lactonic, cremos, ce îți oferă, nu știu, o stare de liniște și meditație. E parfumul acela de păturică, de cocoloșit la televizor. Bine, la televizor, pe YouTube, că ceea ce vedem la televizor în general, dar nu intrăm în alte discuții, nu divagăm. Este dulce și gurmand fără a fi copleșitor. V-am spus, mai mult decât atât, chiar nu știu ce să spun, deoarece este un parfum mega lăudat în online. Și acum trecem la un parfum ce se află în colecția mea de 9 ani, dar noi ne-am împrietenit în ultimii 3 ani, da? Deci 6 ani de zile a stat acolo și a strâns praf, dar nu am renunțat la el, deoarece vorbim aici despre Shalimar Eau de Toilette, franceza Ana, da? Care l-am eu în variantă de 90 de mililitri. Bun, Shalimar este acea aromă iconică, da? Shalimar este the king. Este acea aromă iconică, atemporală, ce are nevoie ca purtătoarea să ajungă la o anumită maturitate olfactivă ca să-l poată aprecia la adevărata sa valoare și ca să-l poată purta. De aceea spun că eu, chiar dacă l-am primit acum 9 ani de zile în urmă, de-abia acum 3 ani, deci de-abia de la vârsta de 33 de ani, am început treptat să leg o prietenie cu el. Pentru multe persoane, aceasta este vanilia de referință. Eu personal nu o resimt atât de dulce. Ținem cont că eu am EDT, nu celebrul EDP. Acesta se deschide cu o bergamotă oarecum efervescentă și se continuă cu un iris foarte in your face. Cel puțin eu una așa resimt acest parfum. Per total, pentru mine este acea aromă profundă, oarecum întunecată, bogată, senzuală, ultra elegantă, de cucoană, cum spun eu, și oarecum afumată. Nu știu de ce, ce acord îmi dă mie la nas senzația aceea vagă, subtilă, nu vă gândiți la ceva mega afumat. Dar e ceva aici ce mie îmi dă la nas tenta aceea de afumat. Păstrează acel iz old school, păstrează latura aceea ușor vintage, însă în comparație cu unul despre care vom vorbi, o simt mai slabă în acest Shalimar EDT. Nu mă deranjează, din contră, începe să-mi placă din ce în ce mai mult, pentru că da, mă apropii și eu de o anumită vârstă și cred că de-abia acum pot aprecia acest Shalimar. Și dacă tot am vorbit despre Shalimar EDT, am o obsesie. Și vă voi demonstra imediat de ce spun că am o obsesie. Pentru că, hai să le iau eu frumos, pentru că 3, da, și toate sunt, se vede, nu mă ajută, ba, da, se vede, 1, 2, acesta e mai consumat, și 3, da, am 3 sticluțe de Shalimar Soufflé Intens, intens, da? 3 sticluțe, ca să înțelegeți cât de mult pot iubi acest parfum. Este o mare durere în sufletul meu legat de acest parfum, deoarece mie îmi place enorm de mult, adică se vede aroma,
Însă, de ce nu, dacă este bun, haide să-l discontinuăm. Și da, este un parfum discontinuat. Isabela, te pup, l-a testat la mine și știu că de-abia l-a găsit pe grupurile cu și despre parfumuri de pe Facebook. Dar, să vorbim puțin despre el. Am trei sticluțe și da, dacă aș mai găsi, aș mai achiziționa. Pentru că aceste sticluțe oricum vin în varianta de 50 de mililitri, nu sunt în format mare de 100. Este citric, dar pufos și ultra mega hiper sexy. Deci pentru mine este cel mai sexy parfum din întreaga linie Shalimar, da? Avem aici un buchet de flori albe, însă nimic indolic. Nu vă gândiți la o piasomie indolică, la o tuberoză nebună sau ceva de genul. Nu. În uscare, acolo, bine, îmi place de la primul puf până la final, însă uscarea este divină, deoarece avem o explozie uriașă de benzoin, pudră și celebra vanilie a la Guerlain. Deci da, de-abia în Shalimar sufle intens, en temps. Eu resimt vanilia aceea, nu știu, vanilia aceea care e ce trebuie, da? Este o interpretare modernă a regelui, o interpretare modernă a lui Shalimar. Acel parfum de tip patiserie gurmand. Am spus la început că se deschide citric dar pufos, acum spun că este acel parfum de tip patiserie gurmand. Nu vă duceți cu gândul la Lyra de la Xerjoff și nu vă duceți cu gândul nici la Lemon Tart de la Calotinis. Nu. Aici avem mai degrabă un Shalimar Tart a la Guerlain. Da? Nu are legătură cu, nu seamănă, nu, sub nicio formă, nu are nici măcar 1% nici din Lyra, nici din Lemon Tart de la Calotinis. Da, deci mă vedeți că miros și nu mai spun nimic. Pur și simplu, exact cum v-am zăpăcit eu, da, Shalimar sufle intens, este acea aromă narcotică pentru mine. Este acea aromă, nu știu, și pe cât de mult îmi place, pe atât de mult simt că acest parfum, adică nu mă pot îmbrăca în blugi sau în training și să port Shalimar sufle intens. Nu, e genul acela de parfum care te duce cu gândul la un palton, la o haină de blană, la o rochie, la bijuterii atent alese. E ceva, nu știu, dacă găsiți undeva pe grupuri sau, nu știu, dar nu, din ce am văzut eu nu mai este în magazin. Dacă găsiți pe undeva sau dacă puteți testa sau dacă găsiți să cumpărați de la cineva un decant, neapărat, neapărat din absolut tot, din absolut toate din clipul de astăzi, acesta insist să îl testați. E ceva, da? O secundă să spălăm nasul ca de obicei. Bun. Și trecem la un parfum cel mai vintage. Aroma cea mai vintage din întreaga mea colecție. Când v-am vorbit despre Shalimar EDT, v-am spus că și acesta are un iz vintage, însă nu este izul acela atât de pronunțat cum este în Mitsuko EDT de la Guerlain. Eu, bineînțeles, din nou l-am în varianta tester, fără căpăcel, de pe site-ul celor de la Parfumo, care din păcate nu prea am mai văzut testere. Și dacă vă vine să credeți, l-am prins acum 3 ani, Mitsuko EDT 50 de mililitri tester fără capac cu 90 de lei. Da. Și nu știu ce a fost în căpucul meu, de nu am luat mai multe. Dar nu mai contează nici treaba aceasta. Mitsuko
Este acel parfum ce emană o aură de mister. Strălucire, inocență, dar care are însă un puternic, dar puternic aer melodramatic. Făcusem eu o descriere aici pe Insta. O să vă inserez poza și dacă vreți să puneți pauză să citiți. Da, bineînțeles. Din păcate, câteva parfumuri sunt discontinuate, însă la ce voi găsi o să vă las link în bara de descrieri și tot acolo veți avea link și pentru contul meu de Instagram și contul meu de TikTok. Revenind la Mitsuko, v-am spus că are un puternic aer melodramatic. Nu știu, este un parfum ce emană eleganță. Dar e genul acela de parfum pentru drama queen. Nu știu. Eu una personală așa îl percep. Aroma amintește oarecum de aerul proaspăt și rece după o ploaie puternică. Da? Nu vă gândiți la ploaia aceea de vară. Nu. Ploaia aceea de toamnă. Dar are și o bază reconfortantă și condimentată, un trio mai precis de stânjenel, scorțișoară, aș spune eu, și vetiver. E ceva acolo în bază, nu știu, este un miros foarte, este o aromă în sine foarte greu de descompus, foarte greu de descris în cuvinte. Din nou, este genul de parfum care consider că nu-l poți prețui sau nu îți va plăcea dacă ai 20 de ani. Din nou, e genul de parfum ce are nevoie de o anumită maturitate olfactivă. Nu-l poți prețui la adevărata valoare decât după ce înaintezi în vârstă și testezi mult mai multe parfumuri. Este acel șipr clasic ce evocă un sentiment de eleganță retro-vintage, o atmosferă, nu știu, gen o aulă de teatru, o sală de teatru, dar are și un iz de femme fatale, totodată. Da? L-aș vedea foarte bine și ca parfumul ce-l poartă. Nu știu, acea femme fatală îmbrăcată în negru din cap până în picioare, purtând singura pată de culoare pe buze și anume un ruj roșu. Mitsuko este acel parfum etern și oricine îl poartă are măcar ceva, o tentă boemă în comportament, în caracter. Toate parfumurile Casei Guerlain, pentru că veți vedea Guerlain cam predomină colecția mea de fapt nu colecție, selecția mea de toamnă, da? Marea majoritate sunt Guerlain, este casa mea preferată. Toate parfumurile acestei case sunt precum o sinfonie cu note foarte bine alese. Însă Mitsuko, din nou, este ceva aparte. Este pe undeva și o piersică, bergamotă, ceva ilang ilang, dacă nu mă înșel eu, dacă nu mă înșel eu. Sper să nu vorbesc prostii, dar este una din bijuteriile coroanei, cum spun eu. Foarte, foarte fain, foarte fain. Și dacă suntem la Guerlain, din nou o altă obsesie. Și anume Black Perfecto by La Petite Robe Noire. Avem aici sticluța de 50 de mililitri și mai avem aici una de 50 de mililitri sigilată. Da. Ca n-aș face backup-uri. Bine, mai aveam câteva la care ar fi trebuit să mă ducă căpucul să-mi fac backup, dar în fine, revenim la Black Perfecto. Un parfum senzual. E vibe-ul acela gotic, dark. Nota de trandafir este bine amestecată
și nu domină compoziția, pentru că știți, dacă mă cunoașteți deja, Ana nu iubește orice trandafir, Ana nu se împacă cu orice tip de trandafir. Nota pudrată din acest Black Perfecto este de-a dreptul hipnotizantă. Este mai precis ca și cum ai mirosi o pudră de make-up, dar o pudră de cireșe sau o pudră cu cireșe, da? Cu aromă de cireșe. Însă nu vă gândiți la un parfum fructat, girly, jucăuș sau vesel. După cum ne arată și ambalajul, apropo, deci sticluța aceasta și cealaltă, da, care momentan este sigilată, am și spus că atunci când voi termina, acesta mai are un sfert, dacă nu mă înșel eu, nu le voi arunca. Deci pur și simplu pentru mine asta înseamnă un bibelou. Da? Asta înseamnă bibelou. Revenind la parfum. Este, v-am spus, nu vă gândiți datorită notei de cireșe că este acel parfum vesel, fructat, girly și așa mai departe. Nu. Este un parfum întunecat, dulce, siropos și oarecum din nou ușor afumat. Nu știu de unde eu din nou resimt ceva ușor afumat. Este o piele aici, însă este pielea aceea de cea mai bună calitate. Din nou, este un parfum ce l-aș putea cataloga gurmand, dar cu un subton de femme fatale. Din nou, are acel aer de femme fatale. Are acel ceva în plus. Nu este gurmandul acela clasic prin definiție, ca să spun așa. Este acea rochie de cocktail neagră peste care ți-ai pus o jachetă de piele. Da. Eventual ceva biker, da? Ceva cu accente rock, nu știu, pur și simplu așa-l resimt eu. Mie acest parfumel, starea aceasta mi-o dă. Trecem mai departe, din păcate, tot la unul discontinuat. Îmi aduc aminte că pur și simplu am alergat pe grupuri după acest parfum și bineînțeles că atunci când l-am găsit, am luat două sticluțe. Una de 100 de mililitri și una de 50 de mililitri. Vorbim aici despre Lolita Lempica, Lempicica, habar n-am, whatever, cum ar spune românul. Din nou, una din cele mai frumoase sticluțe de designer din tot ceea ce am eu. Bun, acest Lolita Lempica, este o aromă superbă de, să nu râdeți de mine, dar așa percep, cola cu cireșe, lemn dulce, o atingere de notă verde și violete pudrate. Și bineînțeles, cum de fapt am spus și la început, încă o mare dezamăgire și încă o durere în sufletul meu, pentru că de ce nu? Hai să discontinuăm această variantă veche, hai să-l reformulăm. Haide să-l spălăcim, că aia e. Este ca o bomboană de cireșe și violete, foarte, foarte dulce, dar nu dulcele acela ce vine la pachet cu ceva migrene. Nu. Pe măsură ce se dezvoltă, apar și note de vetiver, anason, vanilie, ceva tonka, da? E foarte, foarte complex. Nu știu, foarte fain. În opinia mea, un gurmand, dar genul acela de gurmand pudrat. Genul acela de gurmand ce nu-l poartă o domnișoară de 20 de ani, ci o doamnă de 30 plus. Dulce amărui, condimentat și nu știu, e acea aromă ce te duce așa într-un alt loc. E acea aromă ce m-ar transpune pe mine personal toamna
la o plimbare în pădure. Și știți cum sunt filmele acelea pentru copii sau desenele acelea animate? În mijlocul pădurii este un luminiș și pur și simplu acolo se joacă niște zâne. N-am fumat, n-am înnebunit, așa percep. N-am fumat altceva, da? E genul acela de aromă. Genul acela de aromă de poveste, deoarece și sticluța, da? E acel merișor frumos. Aroma aceea dulce, gurmandă, pudrată de poveste, aroma aceea ce te duce cu gândul la zâne, dar, din nou vă spun, nu este dulcele acela girly jucăuși, da? De fetițe. Chiar dacă eu vin și spun că mă transpune într-o lume a zânelor. Nu. Este ceva ce, din nou, mă repet ca de obicei, 30 plus, zic eu. Bine, din nou, fiecare poartă ce vrea, cum vrea, cât vrea și unde vrea. Eu pur și simplu vin către voi și vă spun părerile mele și percepțiile mele. Trecem acum la cel mai greu parfum al selecției de toamnă, al selecției de vreme rece, pentru că multă lume nu-l poate purta toamna, deoarece vorbim aici despre Kenzo Jungle Elephant. Și da, sticla mea este nouă. În vară mi-am refăcut stocul pentru Kenzo Jungle Elephant, că de ce nu? Nu știu dacă ați observat și voi, chiar dimineață, înainte să filmez, vorbeam cu Iza, că își caută Zeta. Și e o chestie. Nu știu dacă ați observat și voi. În general, treaba asta cu parfumurile și cu site-urile cu și despre parfumuri. Vara poți găsi, cum am găsit eu, de exemplu, Kenzo Jungle, 100 de mililitri, 180-190 de lei, pe undeva pe acolo, de pe Sole. Iar de când a început toamna, altă prietenă de-a mea, Andreea, îl căuta disperată pentru că este parfumul ei semnătură All Season, da? Deci ea îl poartă și vara și miroase atât de bine pe ea chiar și vara. E nebunie, e nebunie. Eu una nu îl pot purta vara, deoarece pH-ul pielii mele amplifică cuișoarele, condimentele și tot ceea ce conține minunea asta. Și nu știu, nu vreau să am pe conștiință persoanele din jur. În fine, ideea e ce vreau eu să spun cu site-urile. Vara puteți găsi parfumuri de iarnă la un preț mai bun, iar iarna parfumuri de vară la un preț mai bun. Nu știu dacă ați observat chestia asta. E ca și cum ar funcționa pe sistem de outlet, da? Găsești haine la preț bun pentru sezonul următor, nu haine la preț bun pentru sezonul respectiv. Dar revenim la Kenzo Jungle și că eu, da, de obicei, din nou, trebuie să o iau prin bălării. Vai de viața mea! Da, deci pot înțelege de ce acest parfum este Kenzo Jungle Elephant. Da, pentru că într-adevăr e genul acela de parfum elefant, e genul acela de parfum uriaș. Din nou, încă o mega creație a maestrului Ropion. Nu știu, am așa cu omulețul ăsta. Îmi plac mult creațiile lui. Acel parfum oriental picant, o mulțime de cuișoare și cardamom pe o bază de paciuli. Un parfum cald, o vanilie picantă, acel Beast Mode din categoria designer. Beast Mode, nu am spus, este valabil și pentru Zadig & Voltaire, This Is Her. Pentru mine, performanțele sunt peste medie, cu mult. Pentru mine, cardamomul și vanilia din acest parfum îi dau un subton oarecum gurmand. Ușor gurmand, mai precis. De ce spun asta? Eu, având această viață dublă, da? Sunt cu
cu rădăcini și cu apucături europene, dar viața mea a luat o întorsătură Middle Eastern, vorbim și de viața mea privată. Cardamomul, condimentele și vanilia de aici, pe mine mă duc cu gândul la anumite deserturi orientale, Middle Eastern. Da. La curzi, la turci mai precis, da? Deserturile, ați văzut și voi, baclavaua e mama dulceții, da? Nu există pe lume ceva mai dulce decât baclavaua. Pe lângă baclava sunt anumite deserturi cu mult cardamom, vanilie, condimentate, scorțișoară și așa mai departe. De aceea, partea aceasta, combinația aceasta de cardamom și vanilie, în accepțiunea mea, îmi lasă o tentă ușor gurmandă, pentru că v-am spus și mă repet, asociez cu anumite deserturi Middle Eastern. Kenzo Jungle este un clasic al anilor 90, cu tot ceea ce înseamnă moda, cultura și civilizația anilor 90. Este acel stil glamour, dulce și oarecum pufos, din anii aceia. Și mă bucur din suflet că nu este un parfum discontinuat. Sper că nu este un parfum discontinuat. Știu că la un moment dat, undeva prin vară, tot erau niște discuții pe anumite grupuri de Facebook, precum că Kenzo Jungle ar ieși din producție. Și din nou, o mare durere în suflet. Și vorbesc la modul cel mai serios când vă spun mare durere în suflet. Îmi cer scuze, însă după Kenzo Jungle avem nevoie neapărat să spălăm simțul olfactiv. Bun. Ultimul, dar nu cel din urmă, este un parfum, nu știu, nu prea am văzut eu să se vorbească despre el. Eu din nou și acesta, da, pentru că l-am primit odată cu șalimare de te, îl am de 9 ani de zile și a schimbat culoarea foarte, foarte mult. Și vorbim aici despre Burberry Body Intense, nu cel clasic. Bun. Eu nu prea sunt mare fană casa Burberry, dar acest parfum este altceva. Hai de mine. Este un parfum cald. Genul acela ușor cozy, cum se spune, da? Confortabil. Care are o aromă puternică de trandafir și piersici coapte. Da, eu aia care nu iubesc trandafirii, îmi place de mor acest Burberry Intense. Pentru că nu este acel trandafir bulgăresc, nu este acel trandafir grețos. Iar combinația asta de trandafir cu piersici coapte e fix ceea ce trebuie. Are o bază caldă, dar pudrată totodată. Și nu știu, este acea aromă care o văd purtată de o doamnă încrezătoare în propriile puteri, în propriile forțe, în propria persoană, calmă, dar puternică totodată. Are ceva, are așa o combinație, nu știu, acolo mă duce cu gândul, da? Are performanțe extrem de bune pentru o casă de designer și acesta. Nu recomand overspray cu el, nu. Adică vedeți, în condițiile în care chiar îmi place, vedeți cât am consumat din el și el vine în 85 de mililitri. E genul de parfum magnet de complimente și din punctul meu de vedere nu este din nou genul de parfum, de exemplu, de purtat la birou. Nu, pentru că are un aer mega sexy. Mega, mega sexy. E ceva. Este un pudrat sexy. Da? Din punctul meu de vedere, din nou, deoarece în dry down se resimte cel mai senzual mosc,
acompaniat de o vanilie foarte, foarte caldă. Foarte caldă. Oricum, pe ansamblu, sinceră să fiu, nici nu prea știu ce ar merge purtat la birou din selecția mea, pentru că da. În ceea ce privește parfumurile de designer, după cum ați observat din tot ceea ce v-am prezentat, eu în perioada mai rece a anului sunt ușor cameleonică, în sensul că, da, îmi place Mitsuko, îmi place Shalimar Edete, dar totodată îmi plac și arome precum This Is Her, Zadig & Voltaire și Kenzo Jungle. Sunt un pic mai pe opulență la partea de designer în perioada rece a anului și un pic mai pe eleganță, da? Cam atât pentru astăzi. Stați aproape, urmează și selecția de parfumuri Middle Eastern pentru vreme rece. Dacă nu v-ați abonat până acum acestui canal, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Nu uitați de butonelul de like dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi și vă aștept ca de obicei cu mare, mare drag în secțiunea comentarii să-mi spuneți și voi ce preferați să purtați din categoria designer în perioada mai rece a anului. Și la fel, dacă aveți și voi vreunul din cele despre care v-am vorbit, haideți să ne dăm cu părerea în secțiunea comentarii să vedem ce și cum. Ne place, nu ne place, de ce? Și la fel, dacă aveți și voi ceva probleme și simțiți așa nevoia de câte 3, de câte 2, da? Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc zile însorite cât de cât. Eu să știți că mereu când mă uit așa, eu mă uit pe geamuri, da? Mă uit pe ferestre. Pentru că astăzi, cât de cât suntem mai cu sorinele azi. V-am pupat, vă mulțumesc. Ne vedem cât de curând cu un nou video. V-am pupat. Zvonimea Sharafame.